Imagine de Paterica. De la Sfântul Marcu. Uitarea singură, prin ea însăși, nu are nicio putere, ci se întărește dobândind putere pe măsura delăsării și a negrijilor noastre. Din iubirea de dulceață se naște lenevirea, iar din lenevire uitarea, căci Dumnezeu a dăruit tuturor cunoștința celor ce sunt de folos. Să nu zici așa, ce să fac ca să nu ajung să fac ceea ce eu gândesc și voiesc? Adu-ți aminte că ai lucrat cu înșelăciune și ai disprețuit ceea ce erai dator să faci după voia lui Dumnezeu. Așadar, fă binele de care îți aduci aminte, iar acela de care nu îți aduci aminte, ți se va descoperi ție. Pomenirea lui Dumnezeu este durerea inimii, ce se face pentru buna cinstire, iar cel ce uită de Dumnezeu se face nesimțitor și nemilostiv. Iarăși, să nu zici, nepătimaș fiind, adică fără păcate, nu se poate ca cineva să dea de necazuri, căci chiar dacă nu pentru sine, pentru aproapele său, este îndatorat. Când vrăjmașul va ține într-o uitare zapisul păcatelor celor multe, atunci îl îndeamnă pe cel dator lui și într-o pomenire, în gând să le facă, urmând în chip potrivit legea păcatului. Dacă voiești ca neîncetat să-ți aduci aminte de Dumnezeu, nu le păda ca pe niște nedrepte cele primejdioase ce-ți vin asupra, ci rabdă-le ca pe unele venite cu dreptate, căci răbdarea prin fiecare împrejurare aduce pomenirea lui Dumnezeu, iar defăimarea pare că ușurează durerea așezată în inimă, iar prin odihna și neatenția cea de aici lucrează uitarea. Zisa un bătrân către un frate: diavolul este vrăjmașul și tu ești casa, iar vrăjmașul nu încetează aruncând în casa ta orice află, toată necurăția purtând-o cu el. Însă lucrarea ta este a te sârgui să o scoți afară, iar de te vei lenevi, casa ta se umple de toată necurăția și nu mai poți intra în trânsa. Deci întâi de toate scoate câte puțin cele ce le aruncă acela și cu harul lui Hristos casa ta va fi curată. De la Sfântul Isaac. Dacă făcând tu milostenie, cineva așezând pe cal va întinde mâna sa către tine ca să ia, să nu-l întorci pe dânsul deșert, ci dă-i lui cu fața veselă, că negreșit în vremea aceea este și el lipsit ca unul din săraci și mai mult decât cere dă-i lui, că zice: trimite pâinea ta pe firul apei și după multă vreme vei afla răsplătire. Nu despărți bogatul de sărac și să nu voiești a ști pe cel vrednic de cel nevrednic, ci pentru tine pe toți să-i socotești deopotrivă către lucrul cel bun, că Domnul și cu vameșii și cu desfrânatele ședea la mese și nu despărțea pe cei nevrednici, ca într-un chip ca acesta să-i tragă pe toți la sine și prin cele trupești
să se apropie de cele duhovnicești.